Din 2028, România ar putea adopta moneda unică euro, iar în 2019 ar putea fi ultimul an de creștere economică din actualul ciclu economic, susține economistul șef al BRD. Acesta a declarat în cadrul conferinței anuale organizate de Asociația Analiștilor Financiari Bancari din România că decizia Bulgariei de a adopta moneda unică nu este doar economică, ci mai degrabă politică. De asemenea, Muntenegru utilizează moneda unică, fără să facă parte din Uniunea Europeană.